Vladimir Putin suferă umilință după umilință în război. De la începutul conflictului, aproape toate armele de ultimă generație pe care le lăuda au fost distruse sau capturate de ucraineni. Tancuri, avioane sau radare, toate au fost scoase din luptă chiar și după câteva ore. Jurnalistul Digi24, Valentin Stan, ne aduce toate detaliile. Bine v-am găsit. Una dintre cele mai rușinoase pierderi ale armatei ruse a fost a tancului T-90M, era supranumit Spărgătorul, iar Kremlinul se lăuda că nu poate să fie detectat de inamici. Haideți să vedem totuși ce s-a întâmplat pe front. A fost distrus fără probleme de ucraineni cu un lansator de rachete. O altă umilință pentru Putin a fost pierderea unui avion considerat perla aviației ruse. Este vorba despre Suhoi 30, cel mai modern avion rus. A fost doborât, iar ucrainenii au recuperat o parte foarte importantă a aeronavei. Este vorba despre sistemul de bruiaj automat. Kievul a învățat cum funcționează și dispozitivele rușilor, de altfel acum ei știu și cum să se ferească de ele. Vladimir Putin a lăudat înainte de război un sistem de război electronic care poate să brueze inclusiv sateliții NATO. Ucrainenii l-au găsit abandonat într-o pădure lângă Kiev și l-au păstrat. Pe lângă aceste capturi importante, ucrainenii au mai luat de la ruși sute de arme, obuze și lansatoare de rachete.